Polițiștii locali au răspuns prompt în acest weekend când o femeie le-a semnalat faptul că și-a pierdut portofelul cu documente de identitate, permis de conducere și mai multe carduri bancare în piața Iosefin, având în atenție în timpul patrulărilor efectuate acest aspect pentru a o ajuta cu tot ce este posibil să-și recupereze bunul pierdut. La scurt timp, un cetățean a înmânat polițiștilor locali portmoneul care corespundea descrierilor femeii care l-a pierdut. Polițiștii locali au luat legătura cu aceasta, înapoiindu-i portofelul. Femeia a fost foarte mulțumită deoarece nu a fost nevoie să-și renoiască documentele, fapt care ar fi presupus cheltuirea unor sume de bani și timp pierdut.